Autoobservația este mama creșterii, dezvoltării virtuților interioare. Autoobservația este cărarea scurtă către materializarea obiectivelor. Prin autoobservație ne vedem limitele, autojudecățile, vinovăția, programele pe care le avem și învățăm cum să le schimbăm aceste comportamente. Autoevaluarea sau autoobservația este un instrument pe care noi îl avem la mână, la îndemână, moment de moment, încât să fim atenți la noi, cât și la mediul din exterior simultan. Dacă dăm atenție doar mediului din exterior, ne pierdem pe noi. Dacă dăm atenție doar nouă, pierdem și nu producem în exterior. Astfel, am zis că aș putea să vă ajut în această direcție să schimbați mai multe rotițe înăuntru comportamentului vostru și pe alexandrupleșa.ro/cursuri-video, printre mai multe cursuri video, aveți și un curs despre eliminarea depresiei și rezolvarea anxietății în 30 de practici, curs video, audio și PDF, în 10 videouri care îți poate fi util dacă ai tu așa forță proprie să treci singur prin această etapă pe care unii dintre noi o trăim în această viață. Despre ce este vorba în acest video, să-i dăm drumul! Dragii mei prieteni, vă dau astăzi 5 diferențe între depresie și anxietate. Depresia este supărare nerezolvată, tristețe nerezolvată, atitudine negativă față de tot și de toate. Este atunci când te simți înșelat, mințit, oamenii te-au înlăturat și nu știi ce să faci și ești într-o situație deplorabilă a interiorului tău. Nu vezi soluții în exterior, nu vezi situația de a face ceva util pentru ceilalți, nici măcar pentru tine. Ești într-o stare continuă de neputință, atât fizic, mentală și emoțională. Anxietatea este șocul emoțional și mental asupra unui eveniment care se apropie și nu știi cum să-l gestionezi. Poate ai migrene, dureri, probleme digestive, crampe musculare, transpirații, bătăi accelerate ale inimii, sistemul respirator intens, ne transpiră palmele și tot felul de semne fizice sau mentale, nu putem să ne luăm mintea de acolo, tot timpul ce faci, mintea se gândește în acel loc, suntem blocați în acel eveniment. Aceste lucruri se numesc sau sunt numite anxietate și ele sunt un comportament care vin din lipsa de autocontrol. Acum, ca să intrăm cu diferențele, avem nominalizările, vă spun diferențele ca să știți care, cum, unde, cam la ce nivel sunt. 1. Durata stării. În depresie, durata stării este lungă, nu vedem ieșirea și nu avem de ce să ne agățăm din exterior. În anxietate avem valuri, chiar dacă avem momente tensionate care urmează să vină, putem să ne agățăm de ceva din exterior care să ne mute energia și să creștem pentru un timp, după care când se apropie și evenimentul, iarăși cădem în acea situație negativă care urmează să apară. Astfel avem valuri în anxietate și o linie dreaptă, constantă și neagră în depresie. 2. Autojudecata. Autojudecata este prezentă în mintea depresivilor, pentru că orice ar face ei se simt atât de vinovați față de toți ceilalți sau unii și mai rău îi cred pe toți de lângă vinovați pentru ceea ce se întâmplă lui. În depresie, autojudecata are de asemenea valuri, pentru că vrem să fim perfecționiști, vrem să dăm tot ce mai bun și când nu ne iese, ne autojudecăm și făcând o test, acest comportament de obișnuință este sau înscrie lipsa de încredere de sine, lipsa puterii sau curajul interior și nu mai avem disponibilitatea să ne asumăm, să riscăm ca să creștem, să ne dezvoltăm. Și autojudecata se manifestă atât pe linie lungă, groasă și constantă la depresiv și din când în când la anxioși. 3. Îndoiala de sine. Este o întrebare interioară. Depresivul știe sigur că orice ar face nu are nicio șansă să câștige ceva, să iasă de acolo, nu vrea să mai verifice nimic. Anxiosul, în schimb, este doritor să practice, să verifice și chiar dacă greșește și mai are încă îndoiala că nu reușește în viitor, măcar face ceva. Anxiosul se sperie mai mult, depresivul e atât de speriat încât nu face nimic. Anxiosul vine și
are grijă cât de cât și de viitor. Și unor risc, alteori nu, depresivul nu se mai gândește decât la trecut și la cât de rău îi se întâmplă lucrurile acum. Acum, îndoiala de sine este o lipsă de a nu mai o lipsă de control interior în care eu nu mai pot să-mi gestionez singur funcțiile mentale, fizice sau emoționale și am tot timpul dubii. Am dilema la cum va fi, această întrebare interioară, la cum va fi în viitorul apropiat și ce voi face eu când urmează să se întâmple asta. Îndoiala de sine se află în ambele categorii și ea este sau poate fi înlăturată dacă trăim mai mult în prezent. 4. Grija excesivă. La depresiv, grija excesivă se manifestă în toate lucrurile pe care aceștia le fac, sunt, au acest comportament compulsiv, obsesiv, că tot ceea ce se va întâmpla va fi rău, va fi negativ, va fi ceva care poate fi catastrofal, urât, negativ și nu vede nicio soluție de ieșire din ceea ce urmează să se întâmple. Sau cel mai des în ceea ce urmează să se întâmple la alții, ei văd doar partea negativă sau partea pesimistă. La anxietate, grija excesivă se manifestă în cum omul anxios vede că sau știe sigur că se întâmplă un lucru, de exemplu, vrea să-și aibă o prezentare în public și îi tremură palmele, este alb la față, nu știe ce să facă. Depresivul ar fi complet speriat, complet ieșit din această schemă a prezentării în public, anxiosul face ceva și își imaginează că acea prezentare va fi de dezgust pentru oameni, nu-l vor plăcea, îl vor judeca pe speaker, va avea o situație de distanțare față de public și această imaginație își îngrijorează prezentul pentru ce urmează să se întâmple în viitorul apropiat. Și atunci grija excesivă este sau poate fi explicată, manifestată cam în toate arile în care omul poate să-și oprească, să-și dea decizia, puterea să-și oprească gândurile față de un eveniment care nu este prea mult pe plac, care vine din viitorul apropiat. 5. Temeri imaginare. Temerile imaginare sunt acele situații utopice care apar în mintea sau în stările unui om la depresiv. Sunt atât de dese încât sfârșitul se apropie și nu mai văd speranță, optimism, bună voință și bunăstare în nimic. Iar la anxioși își imaginează că va fi ceva rău în mod cert, în mod sigur, au convingerea că nu o să iasă acel lucru și nu riscă. Anxiosul nu verifică când în mintea lui apare un gând puternic. Depresivul este complet distanțat de a mai încerca ceva. Omul sănătos verifică și merge așa ca locomotiva înainte, trecând prin toate experiențele vieții din care trebuie, nu mai e cu vreau, nu vreau, am chef, îmi place, nu-mi place, ci trebuie să învețe. Temele imaginare sunt disfuncții mentale, dezordine mentală, lipsă de autocontrol mental și emoțional și omul este sau cade mai mult, mai întâi cade în anxietate, în grija că se poate întâmpla ceva curând și după aia în depresie în care certitudinea că nu va mai fi nimic bine există continuu. Dragi mei prieteni, pe alexandrupleșa.ro / cursuri video aveți printre multe alte cursuri un curs complet audio, video și PDF despre eliminarea depresiei și anxietății în 30 de practici, exerciții, videouri și 10 videouri care îți pot da ție însușirea prin propria voință să ieși singur din aceste anxietăți și depresii încât tu să te faci bine permanent. Să-ți fie de bine!